Recep Erdogan, unul dintre cei mai experimentați conducători de state din lume, a negociat ce a negociat și a obținut în schimbul aderării Suediei la NATO, pentru că exista pericolul ca Turcia să își utilizeze dreptul de veto, a obținut ceea ce americanii nu au dorit să-i ofere, și anume avioane F-16. Deci, acum, în Congresul Statelor Unite urmează să se aprobe avioane F-16 pentru uh, Turcia. În același timp, însă, în contrabalans, pentru că Turcia se află într-un uh, conflict, uh, e adevărat, în stare mai mult latentă cu Grecia, și Grecia uh, obține un contract de F-35.